Nu 10, 10, 2 ori 10, 2 ori 10, 3 ori 10, 3 ori 10, 4 ori 10, 4 ori 10, 5 ori 10, 50, 6 ori 10, 60. Bun. Pe astea le știu, adică pe astea la rând le știu bine. Babi! Babi, ia cartea asta, unde îi pun eu degetul așa, și citește-mi. Citește la întâmplare numere. 8x7. 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 8x7, 87. Bravo! Hai departe. 6x7. 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 6x7, 67. Bravo! Și mai bine ca el la lantă. Ia dacă atem. Șase, X, șapte, 42. Bă, babi. Bă, babi. Cine mă pune, bă, să te pun pe tine, m-a scurs tu pe mine? Bă! Nu ești deloc sever. Lasă-mă, mă ascult singur. Aoleu, 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 aoleu. Bă, nu prea, bă. Nu prea să intri în cap, bă. Biologia a intrat în cap. Geografia a intrat în cap. Toate miorițile mi-a intrat în cap. Numai ăsta nu vrea să-mi intre în cap. Aoleu. Ce dracu faci, maci? Bă, numai tu mai lipseai tu pe capul meu. Tu nu înțelegi. Vine Pacu. Așa, am și o vorbă cu matale. Acum vezi că am treabă, da? Dacă e important, zi, dacă nu, pleacă. E foarte important. Zi. Vreau să mă las să mă însor cu Smeralda. Smeralda știe? Mă lași? O să mai mă gândesc. Tata Aurică! E Cristofor! Tata Aurică! Ce, mă? Păi, tata Aurică, vorbește cu Bulibașa, nu să mă lase să mă însor și eu cu Smeralda. Că nu mai suntem pe vremea lui Pasvante Chiorul să jucăm cămașa. Astea sunt prostii! Bă, ai și tu răbdare să faci 18 ani, pe om mai vorbim. Păi și eu până atunci ce fac? Cum n-ai treabă? Păi las că-ți dau treaba de-a făcut acum. Uite, ia găleața aia și aduci mie niște apă, că am o mulțime de vase de spălat. Bă, Relule, de unde bălăm? Ea a plecat? Da. Păi de ce nu spui, mă, așa, că oamenii ăștia vreau să mănânce? Lasă, bă, că vă fac eu acum ceva de mâncare. Hai, zi. Daniel, nu mai intrăm în casă, mâncăm aici afară. Da, așezați-vă, uite ce frumos e. Ce vrei să-ți dau o veste, mă? Foarte bine. Dă-mi-o, e bună? Vine Manole pe la noi. Foarte bună veste, Megă. Așa de vreme? Da, că la el plaiurile copilăriei se termină repede. Zice, facem de mâncare. Nu știu, fă o mămăligă la noastră. Eu știu. Mai lăsați-mă în pace cu meniurile voastre. Mai lăsați-mă în pace cu musafirii voștri. Eu fac școală de ospătari. Foarte bine, mă. O să-i fac ceva bun, o delicatăță, mă. Ceva gustos și știi de ce? Pentru că mie mi-a plăcut foarte mult de Manole. Știu. Da, da, știi și de ce mi-a plăcut? Nu. Că el s-a portat cu mine ca cu un domn. Pentru că el e un prost care nu te știe pe tine ce zaci în tine. Da, și las-mă în pace, te rog, cu problemele astea mărunte, pentru că eu am o treabă importantă. Fă! Eu spun, cu ți-am și repetat, vine Pacu peste mine și mă face terci. Da, spune, Hermina. Aș avea și eu o rugăminte la tine. Mă rog, e ceva personal. Ascult. N-aș vrea să-ți face impresie greșită, adică să mă judeci greșit. Hermina, sunt în spital și nu am tot timpul din lume. Te rog, spune ce vrei. Da, uite, am auzit că pictorul Radian e internat la voi și, știi, eu sunt o mare admiratoare de-a lui încă din studenție și... Așa și? Și m-am gândit că, na, dacă omul se îi la necaz, poate că i-ar prinde bine o vizită.
Și m-am gândit că poate poți tu să-mi aranjezi să intru la el, să-i fac o vizită. Vino când vrei în spital. Auzi, o cauți pe asistenta mea principală, Maria Rădulescu, da? Ea se ocupă de maestru Radian și te conduce la el, bine? Ok? E ok, mulțumesc mult, Mihai. Ești un dulce. Te pup, papa, mersi. La revedere. Sigur nu mai vine. Da, sigur nu mai vine. Te rog eu frumos, nu glumi și tu cu asta. L-am auzit eu cu urechile mele când i-a spus lui Don că pleacă cu o treabă. Regina, o să vină. Lasă-mă să termin. Mie mi-a zis că ar fi mai bine să plecăm la Paris. Cu avionul. Lui Don i-a zis de dimineață că pleacă să facă cartea verde a mașinii. Și mie mi-a zis că pleacă să rezolve o treabă de-a lui Don. De ce m-a mințit? Regina, nu te mai îngrijora atâta, ți-a demonstrat de atâtea ori că te iubește. Eu am mai trecut odată prin asta. Tu ai uitat când a ajuns la nunta noastră? Da, atunci chiar a avut o treabă, o problemă. Dar nu vreau să mai aibă nicio problemă. În momentul ăsta, singura lui problemă trebuie să fiu eu. Toate femeile vor asta. Hai mă, că trebuie să vorbim, mă, că am grăbesc. Hai odată, hai în birou. Imediat. De ceva de făcut, că se descurcă. Haide. Ai ceva noutăți? Te rog frumos. Ai răbdare. Are Costi ceva să ne arate. Și unde e Costi? E aici, vine imediat. Salut. Scuze că m-am întârziat. Poți de omul nostru. Hai în birou. Hai să vorbim. Hai odată. Hai azi mâine. Imediat. Hai. Imediat. Ușor relaxează. Vin imediat, scuze. Așteptat. Ce? Nu plecat. Fiu putut ajuta la voi. Eu știu că voi polițist. De unde știi? Eu dormit la tine, birou, nu? Văzut. Nu trebuie să fac griji. Eu asta informație e ținut pur moa. Eu vrut la voi ajutat. Știut mult de sigan și putut povesti la voi. Eu vrut făcut rău Antonu și la fel cum voi vrut nenorocit. Ce-ai spus? Bine, o să vedem. Putut a avut încredere în mine. Voi a ajutat mult, mult la mine. Eu vrut ajutat la voi. Ok, mulțumim. Hai, Andrew. Ești inconștientă? Aici doar... Nu puteai să ai mai multă grijă! Ai zis că poți să am încredere în el. Am lăsat niște lucruri pe birou. Eu știu ce-a văzut. Am lăsat niște lucruri pe birou. Eu știu ce-a văzut. Ok. Bun, asta e. A aflat. Și da, putem să avem încredere în el. Mă bucur că am putut să lămurim asta. Ziceai că te grăbești, arată pozele. Îi cunosc puște. Au fost acasă la Antonucci. Ia uite pe bus, nu ia în bani. Și sunt convinsă că nu le-a vândut un frigider, știi? Deci ăștia s-au dus la Don Cerceluș. După care s-au întâlnit cu boss. I-au dat niște bani. În timp ce armele au ieșit foarte frumos prin vama de la Giorgio. Tare, nu? Foarte tare. Ok. Aflați tot ce puteți despre ei, da? La ce direcție lucrează într-un moment? Și filați-l și pe senatorul, Margarit Iorgulescu, da? La nuta la Gigi Dumbrava l-am văzut să dea cu ei la masă. Și pe Gigi Dumbrava, nu? Nu. Asta nu-i treaba noastră. Noi îl înfundăm pe șeful. După aia s-a ocupat cineva de acolo.
Bine, Costi, o să afle câți bani are bus în toate conturile. Da. Și până te întorci din Veneția, o să știm, da? La Paris, mă duc la Paris. Cum? Când te-ai răzgândit? Azi. Aș vrea să faceți. Și mai vreau ceva. Vreau să aflați până mă întorc unde stă comandantul și cum pot să mă întâlnesc cu el. Dar ești convins că e bine să... Dacă avem lucrurile astea, dacă avem conturile și pozele, o să fie o dovadă suficient de puternică să-i atragem atenția. Dar nu-i riscat. Nu, e ca o plimbare în parc. Nu cred că să fie. Ok, eu am plecat, mă grăbesc. Pa. Salut. Ai grijă ce faci acolo. Deci o te pierzi. Vezi tu mai bine ce mai lași pe aici, pe birou, da? Ce? Nimic. Rozvălteia, vină cu-a. Păi trebuie să-i duc călata asta lui Tanti Spania. Vină, mă, cu-a, când ți-am zis. Stai acolo. Stai jos acolo. Tu vii când îți zic eu, da? Vrei să o iei pe Smeralda? Da. Tu vrei să te mări soc, da? Băi, eu n-am zis că nu ți-o dau, mă. Am zis că trebuie să mai mă gândesc, să judec și eu capul meu. Pot să mă gândesc o oră, pot să mă gândesc trei zile, da? Până mă hotărăsc. Dar pentru că ești obraznic, da? Uită-te la mine. Pentru că ești obraznic și te duci la alte uși să te plângi de mine, de bulibașa, da? Ei, nu ți-o dau. Ai priceput? E, ce nu mi-o dai, mă, că suferă și ea. Nu mai vreau să văd cum suferă. A fost violată și dacă îl prind pe ăla care a violat-o, îi rup ficații, îi spar capul. Îi rup ficații, mă? Da. Tu îi rup ficații, da? Da. Bine, mă. Hai, du-te și du găleata aia lui Spania. Cum rămâne, mă lași? Nu. S-a făcut de mărit aici? N-ai știu răbdare, că ești mică. Nu vrei să măriți cu noi, mă? Am măscat, dar hai că stă și eu un pic. Uite-te și tu cât este de târziu și el tot n-a venit. O să vină. Uite, vezi, el e. Nu e el. Pardon? Nu știu cine vreau să fiți, să vreți să fiu, dar dacă vreți, plec. Nu. Regina, dar tu ce ai? Ce ești așa îmbufnată tu? Domn, Cosmin nu mai vine și mie mi-e teamă că nu mai plecăm nicăieri. Iar mie mi-e teamă că plecați. Pa, pa! De ce ești îmbrăcat așa? Că așa mi-a zis Cosmin. Cosmin poate să zică multe, dar... Ce-ți e rușine că ești țigancă? Nu, domn. Dar dacă așa mi-a zis Cosmin... De fapt, s-a gândit bine, Cosmin. La ce probleme sunt acum în Italia cu... Cu țiganii. Cu țiganii, dar cu românii nu sunt. Hoți, scroci, bandiți, care-i problema? Da, nu, am vrut să spun că s-a gândit bine, adică nu se bată la ochi. Ai dreptate, deși nu-mi place să fiu de acord cu tine. Dar de ce, domn? Pentru că nu e ca noi, țiganca. Poate nu uitați, Regina, să vă luați rămas bun când plecați. Da? Da. Dacă mai plecăm, unde? Ce fă? Fă, Smeraldo, eu nu o să te las. Îți promit eu că o să ne luăm o dată și o dată.
Lasă-mă, mă, că o să trag pornoasele astea toată viața. E, și cu tine, tragi călaperi pe nenorocitul ăla. Măi, înțelege, nu știu cine e. Poate că e un străin. Fută-te în curții minciuni. Fă, Smeraldo, nu i-ai zis tu lui medalion la spital? Că e din șatră? Ia zi. Lasă-mă, mă, în pace, lasă-mă, lasă-mă, lăsați-mă toți în pace. Cine dracu să le mai înțeleagă pe muie? Da, dacă nu te-ai mai întoarce tu, regină. Cum adică să nu mă mai întorc? Adică, uite așa. Să rămâi acolo. Ai scăpat de toate problemele. Ești... Păi și Don, nu. Și Don, lasă-l pe Don. Dar suferi puțin și după aia ar uita. Dar nu la asta m-am referit, oricum. Nu mai plecăm nicăieri, nu vezi că n-a venit? Regina, asta ar fi șansa ta. N-ai spus tu că vrei să-ți schimbi viața, să scapi de toate astea, să fii alt om. Alina, nu mai... Ce să vorbim acum dacă eu nu mă mai întorc de la Paris? Eu nici măcar n-am plecat. Cosmin n-a venit. De ce să mă gândesc la treaba asta? Uite, știi ceva? Hai să mergem afară, ia-ți bagajele și hai să-l așteptăm afară. Păi, de ce să-l aștept afară? Eu ce fac? Stau și ca proasta cu bagajele în ușă și el nu vine? Ba, o să vină. Hai. Acum. Hai, Regina. Lasă-le că le iau eu, Alina. Lasă-le că le iau să caut o fi. Jack.